Municipiul Orăștie se află într-un amplu proces de dezvoltare și modernizare în ultimii ani. Investiții importante sunt realizate și pentru sport, astfel că stadionul Mecanica din Orăștie se schimbă radical. Vor fi tribune noi, un teren de fotbal acoperit cu gazon natural, prevăzut cu un sistem de drenaj subteran, o pistă de atletism acoperită cu tartan cu 6 benzi. În incinta plasamentului se vor realiza amenajări exterioare ce vor cuprinde alei pietonale, porți de acces și lumina nocturnă. Lucrările aferente proiectului intitulat Modernizarea stadionului Mecanica din Orăștie, realizat de Compania Națională de Investiții, avansează cu rapiditate. Proiectul prevede modernizarea stadionului prin amenajarea unei noi tribune, a unor noi vestiare, dar și un spațiu de joc pentru terenul de fotbal. Odată ce temperaturile ne-au permis, am demarat lucrările. Constructorul speră ca în prima parte a anului să finalizeze mare parte din lucrări, iar până în toamna acestui an să reușim să montăm și copertina și gazonul. Este o lucrare importantă, o lucrare pe care ne-am dorit-o și pe care am avut-o în vedere în ultimul timp și ea vine ca să completeze acea zonă și parcul din zona Arena Park.